băiete. Protestez. Opriți tortura în penitenciare. Deținuții tot au drepturi fundamentale. De ce protestezi? Pentru că în închisorile românești se torturează. Mor deținuții, săptămâna trecută doi au murit la Giurgiu. Păi dar ce? Nu, nu, nu trebuie să protestăm, da. Dar tortura se practică. Ce se practică? Tortura. Și ministerul trebuie să se împotrivească, hotărât și categoric. Se întâmplă în custodia statului, nu se întâmplă pe stradă. Se întâmplă acolo unde oamenii n-au cum să se împotrivească. Iată, se împotrivește unul la Galația, acum e de 5 zile în greva foame. Ai văzut acest lucru pe tema asta? Ce-ai văzut? Tot lucru pe tema asta, că nu știu să se da, am interviu chiar de azi, de acum 2 ceasuri, dar despre Giurgiu, unde păi l-au torturat, de ce? Ce-au vrut să scoate lui? De ce torturat? Nu știu, dar e indiferent, nu contează. Nici n-am întrebat. Cred că tortura e interzisă absolut, adică da. Nu există de unde știi temei legale. Sunt date din asta publice? Ce publice? A vorbit cu mama, a fost în vizită. Și mama l-a văzut bătut din cap în închisoare. S-a dus la șef penitenciar și acela a zis că vi se pare, doamne. Da, da. Vi se pare, mami, că își vede băiatul fână. Azi, și trebuia să vină și mama aceea, dar cred că au intimidat-o și nu, nici nu răspunde la telefon. Da, uite, asta o chestie care mai trebuie să nu spune, dar nu mă rog.